Ilie Cioară, Caruselul părerilor. Câte egouri în lume, tot atâtea și păreri, fiecare fiind măsura propriei aprecieri. Interesul personal este piatra de încercare, urmărit în mod frecvent cu fiecare mișcare. Când nu-i chip de a fi atins la nivel de săvârșit, recurge la compromisuri, dar tot spre el a țintit. Iar formula de consens, ca o mască folosită, sinelui să-i dea o șansă spre părerea mult râvnită. Când egourile tac, fiindcă-și văd meschinăria, modul pieziș de relații cu șiretlicul, mândria, apare spontan iubirea cu soluția loială, sacrul impunându-și legea în conjunctură reală. Așadar, tăcerea-i cheia, pacea binefăcătoare. Ea oferă armonia și trăirea sfințitoare. Toate se concretizează cu atenția globală, care, practic, dezagregă agitația mentală. Gând, imagine, dorință, ce survin ca tulburare, sunt spontan iluminate, fiecare cum apare. Simpla lor întâmpinare le dizolvă în chip total, iar în golul ce s-așterne, devenim om integral. Astfel aflăm adevărul, relevant prin contopire, și toți îl vedem la fel, printr-o unică simțire. În această viziune, suntem ființe creatoare, una cu eternitatea, pe clipe înnoitoare.